tip de 2 metri și să vedem legătura dintre mintea creștinului și creșterea în har și în cunoaștere. Dacă ne gândim la creșterea în har și în cunoștința Domnului Iisus Hristos despre care vorbește Apostolul Petru și vrea să vorbească în această epistolă, e clar, ar trebui să ne fie foarte clar că mintea are un rol foarte important. Dacă e vorba de cunoaștere, mintea trebuie să funcționeze. Mintea trebuie să fie trează. Mintea trebuie să fie activă. Cum am putea avea cunoaștere sau creștere în cunoaștere fără minte? Nu se poate. Mintea trebuie să existe și să funcționeze. Este destul de larg cunoscut că omul pe interior este format din intelect, minte, sentimente, sau noi zicem inimă, și voință. Capacitate de decizii. Voința. Unii suntem tentați chiar în biserică să le separăm acestea. Uneori făcând și ducând lucrurile spre extrem. Unii putem tinde să fim extrem de raționaliști, buni gânditori, dar fără sentimente. Unii putem și tindem, se poate tinde spre a fi foarte sentimentaliști, dar fără minte. Oricare extremă este periculoasă. Toate acestea, Biblia ne învață să le ținem în echilibru. De fapt, e foarte interesant că noi punem de multe ori accent foarte mare pe inimă în texte în care Biblia vorbește cu accent prioritar pe minte. De exemplu, strâng cuvântul tău în inima mea, spune traducerea noastră. Normal, pentru că Dumnezeu le pune împreună și mintea și inima, și intelectul și sentimentele. Dar accentul prioritar acolo este mintea mea. Strâng cuvântul în umplu cu mintea, cu cuvântul tău. Adun cuvântul tău în mintea mea, ca să nu păcătuiesc împotriva lui. Vezi? Dacă ne gândim la Apostolul Petru, cel care a scris aceste epistole, și această epistolă, și el, la început, a fost poate un om mai sentimental, temperamental și sentimental, un om care reacționa mai mult pe bază de sentimente, de cum simțea lucrurile. Însă, Dumnezeu a lucrat în viața lui Hristos, l-a transformat și îl vedem acum pe Petru, vorbind despre dorința lui de a atinge mintea credincioșilor. Caut să vă trezesc mintea sănătoasă, bine știință. Cineva a zis, foarte provocator, că a încercat să ajungi la sentimentele unui om fără minte, evitând mintea, este satanism. Este calea satanei. Satana caută să ajungă la sentimentele noastre fără să ne folosim mintea, fără să gândim sănătos și doar pentru că simțim un lucru să luăm de bun. Și așa căuta și cu femeia în grădina Edenului. Să îi întunece mintea sănătoasă, să îi orbească mintea și să o facă să se ghideze după simțul, după văz. A văzut că pomul era plăcut, l-a privit și de dorit să guste din el și s-a gândit că va face nu știu ce și atunci a acționat pe baza sentimentelor, nu pe baza minții. Mintea îi spunea, Dumnezeu a zis să nu mănânci. Dar sentimentele îi spuneau, e bun! E plăcut! Ce contează că a zis Dumnezeu? Dacă mă atrage, dacă mă face să mă simt nu știu cum. Dragii mei, noi trebuie să învățăm și să înțelegem că mintea noastră trebuie
trebuie să conducă sentimentul. Da, ele trebuie ținute în echilibru, împreună, dar mintea trebuie să conducă, nu sentimentele. Ci mintea trebuie să controleze și sentimentele. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că creștinismul este înainte de orice o realitate a minții. Creștinismul este o realitate a minții. Aș putea să vă dau multe versete, dar vă aduc aminte doar de două. O să mai vedem câteva pe parcursul mesajului. În Romani, capitolul 12, cu versetul 2, Apostolul Pavel le spune credincioșilor să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și aici este o implicație foarte profundă. Chipul veacului acestuia nu acționează după minte sănătoasă, ci după sentimente, după vizual, după alte lucruri, ci să vă preface sau să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Și știm că transformarea noastră, mântuirea noastră, pocăința noastră începe cu mintea. Metanoia, pocăința, ați auzit de multe ori până acesta, înseamnă înnoirea minții, transformarea minții, schimbarea minții. Ți se schimbă mintea, mentalitatea. Pentru că mentalitatea dictează viața. Cum îți este viața? Efeseni 4, 23. Spune așa Apostolul Pavel Efesenilor, în această epistolă extraordinară, să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Mereu. Creștinismul este o realitate care are de-a face cu mintea noastră. Iar în Filipeni 2, 5, Apostolul Pavel spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus Hristos. Toate acestea ne arată că mintea are un rol fundamental în viața creștinului. Creștinul trebuie să fie un om cu minte, un om cu gândire sănătoasă, un om care gândește, un om care își lasă mintea condusă și stăpânită de Dumnezeu și de Cuvântul Său. Doamne ajută! Sunt trei aspecte pe care vreau să le luăm din ceea ce spune Apostolul Petru aici, în cele două versete. Dar vreau să ne concentrăm acum spre ceea ce ne spune Apostolul Petru în aceste două versete despre mintea creștinului în legătură cu creșterea lui spirituală, cu trăirea lui în har. În primul rând, Apostolul Petru presupune cel puțin, dacă nu are o conștientizare clară prin Duhul Sfânt, eu cred mai mult asta, el are o conștientizare clară atunci de pericolul adormirii minții. Pericolul adormirii minții sănătoase. Când Petru spune caut să vă trezesc mintea sănătoasă, el implică faptul că dacă nu erau adormiți în mintea lor creștinii, cel puțin erau în această stare de dormitare, cum zicem noi, de amorțeală a minții, în care nu mai aveau claritate, nu mai aveau coerență în gândirea lor, nu mai aveau o minte activă și atentă. Și de aceea Petru spune, caut să vă trezesc mintea. Pentru că văd pericolul acesta. Văd că sunteți în pericolul acesta, dacă nu ați căzut deja în ispita să aveți mintea adormită, cu siguranță sunteți în pericolul și întotdeauna suntem în pericolul să ne lăsăm mintea amețită, adormită, de anumite lucruri. Care sunt cauzele care duc la adormirea minții sau la întunecarea minții? Să intre mintea în această stare de întunecare. Să fim în acea, cum spunea cineva, în acea noapte a minții. Noapte în mintea noastră. De ce? Care sunt cauzele? O să încep foarte simplu. Prima este nefolosirea ei. Nefolosirea corespunzătoare. Dacă ne întoarcem pe firul epistolei 2 Petru, Petru îi încurajează pe credincioși și la un moment dat le spune și mă gândesc că una din ispitele lor pentru care nu mai își foloseau atât de mult mintea era pentru că deja ajunseseră ei la o cunoaștere a adevărului, la o cunoaștere a cuvântului în care au ajuns la, poate la o stare de automulțumire. Să zică, păi am citit o dată
cât știu. Nu să mai bat capul, să mai aprofundez ce știu. Sau să mai intru mai cu deamănuntul în ceea ce știu. Am parcurs un program, am parcurs un curs, am parcurs un program de învățare, de educare spirituală. Eu cred că sunt bine. Asta e pericolul și asta e ispita care duce la nefolosirea continuă a minții. Iată ce ne spune Petru, capitolul 1, versetul 12. Și probabil că era o realitate care era și favorabilă, dar și periculoasă. Spune așa, de aceea voi fi gata să-l aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți. Eu vă voi aduc mereu, voi aminti de ele, vă voi provoca cu ele, ca să nu vă mulțumiți că doar le-ați auzit și le știți odată. Și sunteți tari în adevărul pe care am zis. Dar toți sunteți în pericol să vă doar aminte. Chiar dacă știți aminte, chiar dacă le-ați auzit, chiar dacă le-ați citit, chiar dacă le cunoașteți, sunteți în pericolul să vă adoarmă mintea și să vă obișnuiți cu ele, să vă familiarizați cu ele, să nu căutați să le aprofundați mai mult. Doamne, ai milă de noi. Și nu ne lăsa în această stare care să zicem, dacă am citit un verset, dacă am citit un capitol, dacă știm un principiu, e de ajuns. Nu caută să-l dezvolți, caută să-l aprofundezi, caută să te gândești mereu și mereu asupra lui, caută alte lucruri care sunt în legătură, fără legătură de care trebuie făcute. De aceea mintea trebuie folosită mereu, trebuie antrenată mereu. Doamne ajută! A doua cauză pentru care creștinii erau în pericolul de a le adormi mintea. Așa cum am văzut în capitolul 2, datorită învățăturilor mincinoase. A învățătorilor mincinoși. Să știți că învățătorii mincinoși tocmai asta căutau, să adormă mintea sănătoasă cu erezii nimicitoare, cu pretinse revelații, vise și imaginații. În esență, ce schimbau învățătorii și ce schimbă învățătorii mincinoși? Înlocuiesc cuvântul, învățătura, cu plăcerea și cu imaginea. Învățătorii pretindeau revelații care nu veneau din cuvânt. Și nu puteau fi verificați. Și îi trimiteau pe creștini spre imaginații, spre alte lucruri, spre imagine, spre plăcere, nu spre cuvânt. Nu spre cuvântul care antrenează mintea, spre imaginea care adoarme mintea. Dragii mei, să știți că una din marile probleme ale vremii contemporane pentru care mintea noastră nu mai poate funcționa normal este dezvoltarea vizualului și scăderea cititului. Imaginea suprimă cuvântul. Imaginea înlocuiește cuvântul. Imaginea e plăcută. Știți de ce? V-ați uitat asta la televizor, dacă v-aș pune să vă ridic, să ridicați mâna. Nu știu câți ani, cum zicea, putea zice, n-am citit, nu m-am uitat ceva, am citit în Biblie. Și știți ce face televizorul? Pe moment, îți relaxează mintea, pe moment. La televizor nu trebuie să te gândești, nu știu, vezi, imagine se perindă. În fața ochilor, cu o viteză extraordinară, mintea nu lucrează, lenevește, dar pe termen lung, mintea s-a obosită. În această dimineață, dacă tu te-ai uitat aseară la televizor, ai venit cu mintea obosită spre a dormi. Și nu mai te poți concentra la cuvânt, nu mai poți să stai atent să asculți un mesaj rostit sau să urmărești un mesaj citit. De ce? Pentru că ți-a lenevit mintea și pe termen lung s-a obosit. Așa funcționează imaginea, vizuală și tehnologică. Și te miri că duminica dimineața ți-i somn la predică. Păi nu să-ți fie altfel, că dacă aș pune un film, știți cum asta? Frate, să ne înciunează. Așa asta. Dar dacă vă țin o predică și vă pun să vă uitați în text, e un pic obositor. Ca
aseară mintea lui Petrie și astăzi obosit. Nu știu dacă m-ați ascultat vreodată, frați și surori, din Făcere. Dar vă propun până la sfârșitul anului ceva, vă îndemn, vă rog ceva. Faceți un exercițiu, ascultați-vă și la sfârșitul anului spuneți-mi dacă s-a schimbat ceva sau nu, până mai 40 de zile, uite, 40 de zile ca perioada Domnului Iisus. În pustie. Sâmbătă la amiază, luați o hotărâre în inima noastră și de sâmbătă la amiază nu mai mult deloc la televizor. Nimic, nici la programele creștine. Ci de sâmbătă de la amiază până sâmbătă seara, dacă fac ceva ce vreau să mă informez, o să citesc în Biblie. O să citesc în Biblie, o să mă rog, o să mă pregătesc pentru mine. Spiritual, o să-mi pregătesc mintea. Citind Cuvântul Dumnezeu și rugându-mă. Și apoi veniți duminică dimineața la biserică, culcați-vă la timp, că dacă nu scrieți la televizor, să te culci la timp, o să-ți pregătești mintea cu Cuvântul și atunci vin duminică dimineața la biserică și atunci spune-mi duminică seara cum a fost. Și vedeți dacă nu o să fie de 1000 de ori mai bine. Dar dacă mintea ți-e obosită și lenevită, normal că e greu duminică dimineața la biserică. După masă, iar mai trebuie și la amiază la câteva programe, până de seară. Și până de seară, iar o jumătate de oră de predică, 45 de minute. E mult! Ne obosește, pentru că mintea nu ne-a fost antrenată cu cuvântul și cu cititul, ci ne-a fost lenevită și obosită cu vizualul. Doamne, dă-ne înțelepciune. Mintea se obosește și ne lepește cu vizualul. Mintea trebuie dezvoltată prin folosirea ei cititul, învățatul, studiatul. De asemenea, mintea poate adormi datorită nealimentării corespunzătoare. Contează foarte mult cu ce ne alimentăm mintea. Mintea trebuie hrănită. Noi avem o vorbă, ceea ce face nu moare, aceea magii. Imaginile pe care le vezi, alea aceste de magie. Sau cuvântul care îți hrănește mintea în cer, să-l magii. Aș să citesc câteva versete, vă rog, urmăriți împreună cu mine. Evrei, capitolul 5, de la versetul 11. Mi se prezintă două categorii de credincioși. Credincioșii care își folosesc mintea și își alimentează mintea corespunzător și suficient, și cei care nu o fac. Și atunci ce spune Pavel credincioșilor din trei evrei, celor două categorii. Evrei 5 la 11, iată. Asupra celor de mai sus, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit. Fiindcă v-ați făcut, greoi v-ați făcut, voi greoi la pricepe. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți trebuință de cineva să vă învețe cele din tine adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați adus și aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Nealimentarea corespunzătoare și suficientă a minții ne păstrează într-un stat de imaturitate a minții. Și a creșterii spirituale. Și Pavel spune, voi ar trebui acum să fiți învățători. Și sunteți sunt tot copii, aveți nevoie de hrană moale, de lapte, nu de hrană tare. Și orice nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul de să te trece despre reclădire, căci este un prun. Ascultați-mă, este un paie. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror, aici avem traducerea judecată, dar aici este minte. Minte, pentru aceia căror minte s-a deprins prin întrebuințare. Și-au întrebuințat mintea. Și-au folosit mintea sănătoasă. Și-au folosit capacitatea de a gândi, de a discerne. Și-au crescut și pentru ei e rană tare, e vor rană tare. Copiii spirituale, la minte, vor lapte tot lăptic și suzetă și pe rol. Oamenii mari vor rană tare, niște carne. Nu tot lapte care nu ne forțează să mestecăm, să digerăm. Nefolosirea minții, nealimentarea corespunzătoare,
asaltul vizualului și a tehnologiei asupra noastră fac să fim în pericolul, același pericol, să ne adoarmă mintea. Să ne adoarmă mintea când este vorba de Cuvântul Lui Dumnezeu. Doamne, ai milă. Nu cumva ți-e mintea adormită? Nu cumva ți-e mintea atacată de aceste pericole să nu ți-o folosești, să nu alimentezi corespunzător, să nu te hrănești în mintea ta, să fii copil la minte? Apostolul Pavel spune credincioșilor, fraților, nu fiți copii la minte. Fiți oameni mari la minte. Gândiți, judecați, folosiți-vă mintea ca oameni mari. Pericolul adormirii minții sănătoase. În al doilea rând, ne uităm la puterea care ajută mintea să se trezească. Puterea care ajută mintea noastră să se trezească este puterea Cuvântului, puterea Cuvântului scris. Uitați-vă la Petru, la puterea Cuvântului scris pe care el vrea să o folosească. Ce spune? Preobiți-vă, aceasta este a doua versetul epistolă pe care o scriu. Nu vă desenez. Nu vă fac desene animate din ea. Că nu sunteți copii. Ci vă scriu. Nu vă înregistrez niciun video, niciun film. Ci vă scriu o epistolă să vă trezesc mintea. Puterea Cuvântului scris, scrisul, dragii mei, cititul, trezește minte. Cuvântul scris al Dumnezeu pentru la conștient, că ceea ce El scrie este scriere inspirată de Duhul Sfânt, este Scriptură. De aceea are această intenție dată de Duhul Sfânt să le trezească mintea sănătoasă, curată, pură, să-i ajute să aibă minte curată și să-și păstreze o minte curată, așa cum am văzut și în capitolul 1, caut să vă trezesc, să vă țin treci. Dar totuși, de ce nu este somn de citit mintea? Datorită pericolului dinainte, uitați. De aceea, recomandarea mea este întotdeauna Biblia să nu citești după ce ți-ai consumat mintea cu televizorul și alte lucruri. Hai seara să mai citești la catorul cu ea în brață. Recomandarea este ca înainte să pui orice altceva în minte, dimineața când te trezești, să îți pui în minte cuvântul să citești. Să te trezești, să te viorești puțin și să te apuci de citit și de scris. În conferința de la Oradea, printre altele, am vorbit așa cu frații, am discutat, am avut o sesiune în care am discutat mult mai mult despre tocmai asta la păstori, cititul, memoratul, scrisul Bibliei. Și printre altele, cu frate, mi-am părtășit ceea ce eu n-am făcut niciodată și m-am simțit rușinat, citesc Biblia, că El a scris tot Noul Testament de lungă. L-a copiat. Cuvânt cu cuvânt. Punctuația respectată, versetele, tot. Cu atenție și foarte citeți. Și eram uimit de cât de bine cunoaște Scriptura. Noul Testament. Mi-a spus metoda lui, zice, mi-a spus un frate din Coreea. Știți că coreenii sunt cu 20 de clase mai sus ca noi la Citul Biblie. Membrii citesc, membrii din biserică, fiecare membru citește, nu doar își propune, de 10 ori pe Biblia. Fiecare membru, iar păstorii de la 20 de ori în sus pe an. Și el spunea, un corean a fost mentorul meu, și m-a pus să promit că scriu tot Noul Testament. Și el venea și mă verifica. Și mă întreba. Și m-a apucat să scriu tot Noul Testament, citeți. Și zice, mi-a spus că sunt trei momente când copiez și scrii. Trei momente care interacționez cu cuvântul și mintea ta. Concentrarea să urmărești un text, cum este scris. Apoi să preiei cel puțin o propoziție în minte și apoi să o scrii. Și de trei ori treci cuvântul și îți folosești mintea în acel proces. Și gândiți-vă, când scrii tot Noul Testament, când am venit acasă, m-am apucat de treabă. Și frați, frați și surori, vă spun, apucați-vă de treabă, vreți o metodă
mai bună de a memora Biblia, am găsit-o. Copiați Biblia cuvânt cu cuvânt într-un caiet. I-am pus aseară pe copii un capitol pe Cristi, o jumătate de capitol pe Onisim și am început și eu. N-am făcut niciodată asta. Vreau să fac cel puțin Noul Testament, să-l scriu cuvânt cu cuvânt. De ce? Ca să-mi umplu mintea, să-mi trezesc mintea. Cum mi se va trezi mintea? După ce am scris aseară o parte dintr-un capitol mai lung, m-am oprit pentru că deja atâta lucruri am văzut pe care nu am văzut mai înainte și citesc Biblia. De 20 de ani. Asta e problema noastră, că nu ne facem timp să punem Biblia în minte, să găsim modalități și când găsim modalități, nu le testăm, nu le verificăm. Eu, personal, am trebuit să verific și modalitatea asta, care n-am încercat niciodată. Să transcriu Biblia, să transcriu Biblia de pe foaie, pe caiet, dar prin minte. Caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Cum? Vă scriu! Vă scriu! Mijlocul este evident. Este mesajul, conținutul, zice, să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Înștiințări se referă la informații care sunt din cuvânt, pe care voi le știți, dar trebuie să le reactivați în mintea voastră. Uitați-vă versetul 2. De ce? Zice, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de Porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. Caut să vă trezesc mintea prin informații care să vă conecteze din nou, să vă aducă din nou mintea la ceea ce ați știut, ați auzit, de la apostoli, de la proroci, de la cei care au vestit cuvântul. Deci puterea care ajută mintea să se trezească este puterea mesajului divin prin Duhul Sfânt, bineînțeles, care a inspirat pe autorii Scripturii. Biblia este o carte care trebuie să ne trezească când o citim. Nu să ne adoarmă. Dacă ne adoarme, e pentru că și diavolul, într-adevăr, luptă cu mintea noastră când citim Biblia. Diavolul ne atacă și ne asaltează mintea să ne distragă și să ne adoarme când citim mintea. Însă Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vrea să ne trezească. Și Doamne, ajută-ne să ne trezim și să ne așteptăm în mințile noastre, să căutăm și să strângem cuvântul Domnului în mintea noastră. Amin. A treia lucru pe care vreau să subliniez aici este perspectiva pe care o are Petru prin trezirea minții. Ce urmărește? Versetul 2, reiau. Ca să vă fac, de ce vreau să vă trezesc mintea? Ca să vă fac să vă aduceți aminte. Ideea este să vă păstrezi mintea concentrată, conectată, mereu, la cuvântul Domnului. Și iată cum împarte pentru cuvântul Domnului. Cele trei mari secțiuni, sau mari părți. Să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai înainte de Sfinții Proroci. Capitolul 1. Prorociile din Scriptură. Vechiul Testament. Să vă gândiți la Vechiul Testament, să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai înainte de Sfinții Proroci. Vechiul Testament și de porunca Domnului Iisus și Mântuitorului nostru, viața și lucrarea Domnului Iisus, să vă aduceți aminte de viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, Evangheliile. Unde avem porunca și viața Domnului Iisus? Evangheliile. Scriere prorocilor, Vechiul Testament, Evangheliile prezintă pe Domnul Iisus și porunca Lui și porunca Lui transmisă mai departe prin apostolii voștri, Epistole și Apocalipsa. În alte cuvinte, Petru spune, vreau să vă leg mintea de întreaga revelație a Lui Dumnezeu, să vă gândiți mereu și mereu la Cuvântul Lui Dumnezeu. Însă aici, Petru are în vedere și o poruncă specifică pentru că zice să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca la singular. Care e porunca? Dacă ne gândim la contextul celei de-a doua epistole a lui Petru și de contextul acestui capitol în care Petru scrie în contextul ceea ce urmează venirii Domnului, ceea ce urmează mai târziu un capitol, mai jos, cu alți ocolitorii,
venirii Domnului, care zice, băi, nu mai vine Domnul, culcați-vă. Nu mai vecheați, nu mai fiți treci. Că nu mai vine Domnul, unde-i făgăduința venirii? Așa, pentru că vreau să rămâneți cu porunca Domnului minte, nu să luați aminte la bagiocurile celor ce vor veni și vor zice, ce așteptați voi pe Domnul? Ce vă gândiți voi la venirea Domnului? Ce credeți voi că mai vine Domnul? Nu mai vine Domnul. V-a lăsat Domnul aici? Nu există Domnul. Nu există venirea Domnului. Și Petru spune, vreau să vă aduceți aminte de porunca Domnului Iisus, nu să nu luați aminte la bagiocurile. Care-i porunca? Deschideți în Marcu, capitolul 13. Marcu, la capitolul 13, Matei 24, este dată în contextul revenirii sale, Domnul Iisus a lăsat o poruncă specifică. În contextul celei de-a doua veniri, perspectivei celei de-a doua veniri, Domnul Iisus ne-a lăsat o poruncă specifică. În toate discursurile sale despre revenirea sa, el a lăsat un cuvânt specific. Însă vreau să citim din Marcu, capitolul 13, de la versetul 31. Domnul Iisus a spus așa. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici fiul, ci numai Tatăl. Acum ascultați porunca. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți cum va veni vremea aceasta. Se va întâmpla ca și un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, da! Porunca! Pentru că nu știți când va veni stăpânul casei sau seara, sau unde sunt nopții, sau la cântarea cruzilor, sau dimineața. Temeți-vă că nu cumva venind fără veste să vă găsească. Cum? Temeți-vă să nu vă găsească.